Și până la urmă, uite, dezvoltăm puțin, uite aici, domnii s-au adunat aici doi juriști de mare renume în România, domnul Zegrean și domnul Danileț, care s-au apucat să desființeze planul lui Simion, care, zice, reprezintă un contract pe care cetățenii îl pot semna pentru achiziția unei locuințe la prețul de 35.000 de euro pentru apartament cu trei așa bun. Contractul prevede că în cazul în care candidatul AUR va ajunge președinte, acesta să aibă o... Președintele României președintele României, nu, aici, atenție, zice președinte. El a zis președinte, el președinte știu, e și acum. Poate să fie președinte, da, poate să fie. Bun, acesta se obligă să se asigure de preluarea planului Simion în programul noului guvern, desemnat după alegerile legislative din 2024. Dar vezi, aici e problema, o primă hibă pe care am semnalat-o încă de ieri. Dom'le, el ca președinte se poate obliga, doar că până la urmă stai să vedem că la legile parlamentare poate să n-aibă o majoritate, domnul președinte George Simion al României. Poate să n-aibă o majoritate. George Simion al României. Poate să n-aibă o valoare. Poate să n-aibă el o valoare ca președinte, în sensul că să n-aibă și guvern. Dom'le, a văzut cineva contractul acesta? Atât vă întreb. A citit ce faci? Vrei să eu capcană, vrei să mă întreb dacă am stat și eu la coadă să văd că dacă m-a apucat, nu l-am văzut. Un contract semnat la tine. Nu l-am văzut. A și semnat, am parafat. Acum să vedem, domne. Când o să stau așa. Când o să stau în casa aia de 34. 35 de milioane să mă testul. 50 de metri pătrați. Testul și zic, uite, răzvați. Sunt aici în casă, tu pe unde ești? Este exact aici, lângă București, într-un oraș de vis, 4 benzi păsesc, grădiniță, spital, teren de tenis, scutare. Da. Hipermarket. Eu și vecinii mei, dați imagini cu vecinii mei. Vecinii mai mei. De vreme aveați în imagine vecinii mei, viitorii mei vechi. Domnul Buzean, dacă permite, eu aș intra pe subiectul ăsta, dar eu la modul propriu, mie nu se pare regulă să stau, domnule, n-are valoare juridică. Așa și câte lucruri cu valoare juridică. Valoarea, domnul Zanfir, asta e o chestie de manelist. Valoarea mea. Valoarea e... Manele, în acest sens, domnule, lasă-mă cu legislația. Că de multe ori valoarea are mai multă putere în România decât o lege. Câți maneliști n-am văzut eu trecând peste lege? În schimb, n-am văzut foarte multe legi trecând peste maneliști. Așa că te întreb, domnul Buzean, aș vrea să știu și eu, unde anume face orașul ăsta minunat lângă București? Mă interesează locul. Noi am vorbit și ieri, am încercat să găsim... Uite, noi colegii că s-ar putea până la Domnești. Un câmp, da, undeva. Nu știu dacă e destul loc. S-ar putea să nu fie destul și trebuie să te extinzi, trebuie să expropiezi poate pe unii ca să poți să facă acolo. Contractul se înscrie, zice Danileț, dacă te interesează. Fostul judecător. Danileț. Da. Okay, contractul de înscriere în planul Simion pe care l-am analizat conține multiple erori juridice menită să înșele românii naivi și nerecunoscători. Ai unor aspecte sau necunoscători, ai unor aspecte banale de legislație. Deci știu legislația. Asta dar e. De ce? În primul rând, colectează fără drept date personale. Asta ai zis-o și tu, că domnule, se colectează. Am zis-o și eu și nu sunt fost judecător. Da. Și da. Nici viitor. Da. Nume CNP, despre mine. Număr de telefon, se adună de către... Dar de ce sunt fără drept dacă oamenii vor să-și dea că semnează? Pare că l-au dat sub un alt temei. Nu ca să mă sun după aia să-mi spui, votează-l pe Simion. Poate... Nu știm dacă au semnat o anexă separată. Păi când te duci tu pe internet și îți faci cont undeva și te întreabă aia și vrei să vă trimitem și mail-uri? Și eu zic nu, niciodată. Dar alții spun da, trimiteți-mi. Uite ce zice Danileț. Care e hiba? În al doilea rând, ce ziceam și eu, dacă va fi ales președinte al României, nu va putea pune în aplicare un astfel de contract plan. Alocarea terenurilor pentru construcția de locuințe, ridicarea imobililor respective, repartizarea lor, creditarea acestora, nu sunt atribuțiile președintelui, nici măcar ale parlamentului sau guvernului, ci ale administrației publice locale. Deci trebuie să îl votați după aia și pe primarul lui Simion. Ca ce a zis, mă, cu administrația locală, ce a zis, că n-am înțeles? Mai zis, că nu mă, sunt în atribuțiile parlamentului, guvernului sau președintelui, ci în atribuțiile administrației publice locale. Nu deci e vorba de primărie. Păi de ce să fie așa? Pe ce logic? Dacă zice domnul Danileț... Ia stai mă că vin lângă tine să citești. Haide domnule, domnul Danileț, vă rog frumos, nu vă pun pe dumneavoastră să semn întrebări, pe domnul Danileț. Da. Stați un pic. Uitați, sunt om serios. În primul rând chiar așa. Da. Alocarea terenului pentru construcția, locuințe, ridicare, imobilă respectivă, repartizarea, nu stai nici măcar acolo, ce are pe aia. Ce clar. Da, nu, e corect. E corect? Nu, nu e corect. Nu e corect. Nu, e bine că s-a pensionat domnul Danileț, că nu mai încurcă lumea. Dar s-a și pensionat, nu doar pensionat. Probabil știți, există în România Agenția Națională pentru Locuințe, care este o instituție subordonată administrației centrale, adică executivului. Da, adică guvernul. Locuri ANL, poate știe lumea. Da. E,
nu este o atribuție exclusivă a administrației publice locale. Se poate desfășura și fără niciun fel de probleme în parteneriat cu puterea centrală. Da, da. Pentru că ne vom documenta și vom vedea cine pune șefoanele. Argumentul nu e stabil. Deci nu e chiar așa. Nu e. Dânsul era mai bun pe penal decât pe dăsta.